Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi avem o emisiune deosebită la Teleuniversitatea Timișoara, pentru că alături de mine am o persoană deosebită și un invitat de mare valoare pentru tot ce înseamnă Universitatea Politehnică din Timișoara. Domnul profesor Alexandru Nichic este astăzi alături de noi. Bună ziua, domn profesor, bine ați venit la noi la emisiune. Bună ziua, mulțumesc. Domnule profesor, am să încep direct cu prima întrebare. Ce a însemnat Universitatea Politehnică din Timișoara pentru cariera dumneavoastră? La întrebarea asta am mai răspuns. Aș putea să zic că tot ceea ce înseamnă viața profesională este legată de Politehnică și adăuga nu numai viața profesională, o parte din viața socială, o bună parte din marile bucurii de care am avut parte. Deci, pentru mine, Politehnica înseamnă foarte, foarte mult. Vă mai amintiți primii pași în Politehnică? Sigur că da. Îmi amintesc cât eram de naiv și de copil și de dezorientat în momentul în care m-am văzut pe o listă cu numele meu, sigur, în primul an de studii la Facultatea de Electrotehnică a Politehnicii noastre. Și cred la ora actuală, când văd pe cei care vin în anul întâi, că trăiesc și simt ceva similar cu ceea ce am trăit și am simțit. O relativă dezorientare și foarte multe gânduri de viitor. S-au împlinit acele gânduri odată cu viitorul, când viitorul a devenit prezent, gândurile din primul an de facultate? O parte, da. Intenția de bază era să termin facultatea. Am încheiat-o și eu, cum încheie majoritatea celor care intră în anul întâi. Dincolo de această dorință elementară, depinde de fiecare. Ce și-a propus, ce poate să facă, ce cale de viitor în viață își alege. Sigur, o parte se realizează, o parte, firește, nu. Se spune că primele prietenii legate în facultate, în timpul facultății, în primul an, în al doilea an, rămân strânse mereu, sunt legături pe viață. Ați păstrat legătura cu colegii de facultate? Am avut șansa unui grup de colegi extraordinar, astfel încât, suntem exemplu pozitiv, glumesc, am avut toate întâlnirile tradiționale, iar anul acesta am ajuns la 55 de ani de la absolvirea facultății. Am fost mulți, am fost extrem de bucuroși, n-am uitat nimic din ceea ce am trăit ca studenți și ne simțim, sau ne-am simțit măcar într-o scurtă perioadă, ca în anii tinereții. Că tot ați spus de anii tinereții, în jurul Politehnicii, Timișoara, chiar pot spune, este un centru universitar foarte mare. Tineretul e la tot pasul. S-a schimbat imaginea studentului în ultimii 24 de ani? Vorbesc de ultimii 24 de ani pentru că în aceste zile se împlinesc 24 de ani de la Revoluția din 1989. Cât de mult s-a schimbat imaginea studentului? Răspunsul la această întrebare este dificil, chiar pentru mine, care am trăit toată viața în universitate. Greșim cel mai des încercând niște generalizări. De la situații individuale particulare, generăm întreg sistemul. Dacă ar fi vorba de o schimbare în percepția publică, și școala politehnică, și dascălii ei, și studenții ei, în ultimii 24 de ani, au pierdut ceva din imaginea pozitivă, poate exagerată, de care s-au bucurat în toți anii precedenți, din 1920 încoace. Dacă privim din alt punct de vedere, din interior, eu cred că valoarea școlii, întrăsăturile sale esențiale, s-a păstrat. Avem în continuare
studenți extraordinar de bine pregătiți, de motivați, de capabili, de productivi în domeniul pe care și l-au ales, dovezi sunt multiple și cred că un număr suficient de asemenea studenți pot constitui masa critică care dă valoare, dă prestigiu, oferă o deschidere pentru societatea economică și socială care ne înconjoară. Deci am crescut ca fond, nu se poate altfel. S-au schimbat atât de multe lucruri în formarea tineretului, în dotarea școlii, în calificarea profesorilor. Ne-am deschis mult mai mult către lume. Luăm tot mai mult ceea ce este pozitiv din lume și dăm lumii pe măsura valorii noastre. Care sunt cele mai importante realizări? Vorbind aici și de perioada cât ați fost student, mai apoi profesor, după care rector la Universității Politehnica în perioada 1992-1996. În general am avut o reținere față de prezentarea realizărilor. Realizarea nu e un scop în sine. Realizările sunt niște momente trăite la nivel instituțional sau la nivel personal care îți atrag atenția că s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva remarcabil. Dar a doua zi, sigur în ghilimele, e deja o altă problemă deschisă de care trebuie să te apuci, să o dezvolți, să o rezolvi. Deci, realizări, dacă le-aș lua ca momente de viață, și în viața mea, ca și în viața tuturor, au fost numeroase. E greu să dau niște momente. Când am ieșit prima dată în fața studenților să le predau un curs, a fost și am ieșit întreg și pe undeva și mulțumit și nemulțumit, a fost o realizare. A fost o realizare. Când am fost ales rector, n-aș folosi cuvântul realizare. A fost mai mult asumarea unei răspunderi. Dincolo de răspunderea personală, a intervenit răspunderea pentru soarta instituției. Sigur, am avut alături o echipă foarte puternică, o mulțime de oameni care în mod normal dădeau ceva din al lor pentru ca universitatea să se dezvolte, să se afirme, să-și găsească un loc mai fericit, mai util pe piața muncii. Deci, realizări, de exemplu, când am scos primul curs și am văzut că studenții l-au citit, sau relativ recent când am publicat cele două ediții ale cărții de lucrări științifice pentru doctoranți și am văzut ce ecou a avut la ei în activitatea lor nemijlocită, a fost o realizare. Doar că n-aș exagera. Toată perioada de conducerea instituției a fost o permanentă bătălie, poate exagerez cuvântul, între ce a fost ieri și ce trebuia să fie mâine. Și a fost o excepțională muncă colectivă. Toată arta conducerii este să-i convingi pe toți cu cei care trebuie să colaborezi că ai un țel comun și că trebuie făcut tot ceea ce depinde de fiecare dintre noi pentru ca instituția în ansamblu să funcționeze bine. Mi-ați vorbit prima realizare de momentul când ați pășit pentru prima dată în calitate de profesor în fața studenților. Aveți foști studenți care sunt actualmente sau au fost profesori? Am foarte mulți studenți după atâția ani de școală și sigur, mulți dintre ei au ajuns și cadre didactice, au ajuns și cercetători,
a ocupat sau ocupă funcții în diverse instituții educaționale, administrative, politice chiar, dar aș prefera să nu dau nume. Oricum am avut mari satisfacții. Și aș da numai așa un exemplu pe post de o anecdotă. La întâlnirile acestea frecvente cu absolvenții, la care particip totdeauna cu multă plăcere, se dezgroapă amintirile. Și la una dintre ele a venit unul din foștii mei studenți și mi-a zis: domn profesor, eu eram cunoscut ca un profesor exigent. Singurul 10 pe care l-am avut în facultate, l-am avut la dumneavoastră. Mai înseamnă că l-ai meritat. Și zice, probabil că l-am meritat. Sigur, au fost și alte variante. Câteodată când mă întâlnesc cu acești absolvenți și mă bucur, timp de formația profesională mă duc acasă și acolo deschid un fel de condică în care am notate toate prezentările la examen. Și după ce l-am văzut, privind notele, îmi vin în memorie întâmplările de atunci, cum s-a desfășurat. Esențialul este că nu cunosc prea mulți care să fi fost supărați pe mine pe toată viața pentru o notă mai mare sau mai mică care au primit-o. Înseamnă că au știut unde s-au situat în acel moment. Au fost realiști. E foarte important să-ți evaluezi propria valoare. Să-ți evaluezi bine. Să-ți evaluezi bine. Aveți vreun regret regretat, îmi cer scuze, aveți un regret legat de această perioadă? Am regrete mai multe. Deși mi-a plăcut ideea care astăzi se numește management universitar și am fost tobă de principii, reguli, valori, procedee, n-am avut totdeauna curajul la nivel personal și la nivel de echipă să luăm niște decizii care deranjau sau erau în afara legislației momentane, deși era vorba de treburi în interiorul instituției. Cred că teama asta de a nu greși trebuie anihilată. Trebuie să facem chiar cu riscul de a greși. Și cred că e un proces de învățare în care ne schimbăm cu toții. Mă refer numai la politica noastră, urmărind pe colegii care de atunci au avut funcția de rectori, e o funcție temporară, nu funcția face pe om, dar care au dat mai mult decât am dat eu acestei școli. Din câte știu, Teleuniversitatea Timișoara a luat naștere, a luat ființă, dacă pot spune așa, cu ghilimelele de rigoare, în perioada când dumneavoastră erați rector. De unde a venit această inițiativă? Aici atingem un subiect delicat. În viziunea mea asupra rolului conducătorului de instituție, nu cred că am avut vreun merit personal în nașterea, creierea instituțională și dezvoltarea teleuniversității. Bineînțeles, fiind responsabil la nivel de instituție, n-am împiedicat nimic. Dimpotrivă, am susținut ceea ce echipa TLU în formare mi-a cerut. A fost un început mult mai dificil decât se imaginează astăzi. De fapt, a fost profesorul Toma Corneliu, a fost Radu Vasiu, a fost puțin mai târziu Diana Andone și mulți alții care au știut ce vor, că erau profesioniști, au știut să bată la porțile decizionale care condiționau existența și finalmente au pus pe masă tot ceea ce din punct de vedere tehnic, ca principiu, era necesar. După aceea, bineînțeles, când ești tânăr, când ești plin de idei, a urmat o perioadă în care, firește, au apărut neînțelegeri între opinii, între poziții, etc. A fost o perioadă firească de filtrare. Și nu pot să nu zic
că în acea perioadă l-am rugat pe colegul Robu, care era prorector cu problemele studențești, și a determinat stabilizarea sistemului. Și ulterior a preluat el pe partea asta de patronaj spiritual instituția. Dar calitatea persoanelor care au lucrat la teleuniversitate a fost, este și va fi întotdeauna foarte bună. Pentru că oamenii vin cu pasiune, vin cu o deschidere anterioară pe care și-o valorifică, nu neapărat la nivel profesional, dar în orice caz la un nivel competitiv. E o amintire dintre cele mai frumoase. Mă bucur să aud aceste vorbe și sunt convins că și colegii mei care stau în spatele camerelor se bucură în acest moment, pentru că sunt persoane care sunt de mai bine de 10-15 ani în cadrul teleuniversității și personal pot spune, când am pășit pentru prima dată, eram student. Nu prea știam să filmez, nu știam să moderez o emisiune, nu știam cum să structurez un interviu. Chiar dacă în cadrul facultății, din cadrul facultății veneam cu noțiunile teoretice, practica de la teleuniversitatea m-a ajutat să îmi îmbunătățesc în anumite locuri ceea ce era deficitar până atunci. Așa cum spuneți, avem multe de învățat în cadrul acestui departament al Politehnicii. Ați fost mulțumit de primii ani ai teleuniversității, de cum s-au desfășurat lucrurile? Le reproșam mereu, mi-aduc aminte perfect, faptul că insistau pe imagini exterioare, pe prezentări, pe descrieri, iar eu îi rugam mereu să vorbească despre oameni. Spuneam în mulțimea studenților, există oameni de toate felurile, hai să luăm, zic în fiecare săptămână, unul dintre ei, nu premiantul, nu neapărat cel mai slab, unul oarecare, pentru că în fiecare student există o comoară care trebuie descoperită. Eu am convingerea asta fermă. E chestie de vocație. Până își găsește el singur, poate îl ajutăm și noi. Sunt oameni de lângă noi care se confruntă cu problemele cu care ne confruntăm și noi și care au nevoie de ajutorul de care noi înșine poate avem odată nevoie. Și am realizat ulterior că s-a insistat mai mult pe această latură. Și pe plan național, în televiziunea națională, în primul rând, am observat în niște momente tendința de a duce în prim plan niște oameni. Da, chiar acum mi-aduceam aminte că săptămâna asta am avut două materiale foarte simpatice, pregătite pentru perioada sărbătorilor de iarnă, cu doi studenți, un student și o studentă. Studentul la Universitatea Politehnică din Timișoara, cu o pasiune foarte simpatică, bucătăria. Ne-a gătit într-un cămin din cadrul Politehnicii un meniu extraordinar. Studenta cu o pasiune la fel de simpatică, croitoria, care este studentă în cadrul Facultății de Chimie, dar își creează o afacere. E evident că fiecare student are în spate un hobby, o pasiune pe care și-o dezvoltă paralel cu viața studențească. Care au fost hobby-urile și pasiunile studentului Alexandru Nichici? Aici sunt pe teren favorabil. De mic, elev fiind, pentru că am urmat o școală unde profesorii au pus preț pe treaba asta, mi-au plăcut călătoriile. Dar n-avem noi timp să povestesc cât am bătut pe jos, cu rucsacul în spate, la început cu colegii, pe urmă cu soția, cu copiii, munții țării noastre. Am fost în foarte multe locuri. După aceea, am început să merg și în exterior, mi-am făcut din călătorie, cum să spun, nu neapărat o relaxare, un act de cultură, un act de plăcere, o deschidere către lume, către cunoaștere, către înțelegerea seminilor noștri. În acest hobby am fost favorizat de faptul că undeva departe am fost 2 ani cu toată familia în Zair,
fost profesor acolo și de acolo am înțeles altfel și România și lumea și toate. Deci e un hobby și frumos și sănătos și contrar aparențelor se poate face și cu bani puțini. Nu trebuie neapărat nu știu câte mii de euro ca să faci asta. E adevărat, e adevărat. Eu anul acesta am vizitat foarte mult și spre surprinderea mea am tras linia la sfârșit de an și am făcut-o cu o investiție foarte mică. Pentru că m-am implicat în proiecte și am avut șansă. Și vă aprob când spuneți, poți călători cu bani puțini. Și mai ales ca student. Ca student și dacă știi să fii cumpătat. Cum era o petrecere studențească pe vremea când erați dumneavoastră student? Trebuie să încep cu ceva care poate suna jenant, dar nu mi-e jenă, nu mi-e rușine. Cu toții sau majoritatea covârșitoare eram copii săraci, simpli, primele generații, să zicem, de intelectuali proveniți din mediul respectiv. Deci, eram modești, în ținută și, dacă ajungem la subiect, în petreceri. De regulă, la petrecerile noastre, fie într-un cadru prietenesc, fie într-un cadru mai larg, colegial, o bună parte din mâncăruri le preparam noi înșine, sigur, într-un fel sau altul. Doi, ne mulțumeam cu foarte puțin și, în general, era un prilej de destindere necontrolată. Câteodată se întâmpla ca unii dintre noi să consume un pic mai mult, nu peste o anumită măsură, și ambianța care se crea era de mare veselie, de mare bucurie. Ieșeam cumva reînnoiți din aceste petreceri. Sigur, așa au fost vremurile. Când ești tânăr, nu contează atât de mult fastul și bogăția, ca să zic așa. Bucuria provine din interiorul nostru și se dăruiește cu generozitate, nu se vinde, nu se... Când ești tânăr, totul e altfel. Deci, am amintiri frumoase și le voi păstra totdeauna. Sigur, ar trebui să avem infinit mai multă vreme ca să le pot analiza mai în detaliu. Domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în emisiune. În final, dacă aveți să transmiteți un mesaj cu ocazia sărbătorilor celor apropiați, persoanelor dragi. De la un moment dat am sesizat că pun în prim plan o urare care nu aveam cu ani în urmă. De regulă, când mă întâlnesc cu colegii, noi respectăm tradițional sărbătorile de nume, de naștere și așa mai departe, am constatat că le urez să se bucure de viață. N-aș putea spune când și de unde mi-a apărut această nevoie. Sigur că o pot justifica. Eu însumi simt nevoia să mă bucur în continuare de viață. Și pe undeva este natural. În ce sens fac această urare tuturor celor care ne-au ascultat, ne-au urmărit? Ca să te bucuri, nu-ți trebuie cine știe ce lucruri mari. Este suficient să ai o minte deschisă, un suflet deschis, să te regăsești într-un mediu care te înțelege, te susține, te acceptă, te stimulează. Mediul poate porni de la două persoane minimum, dar poate cuprinde mult mai multe. Deci, tuturor celor care sunt apropiați, celor care ne ascultă, care nu ne-au văzut niciodată în această formație, le doresc din toată inima să se bucure de viață. Mulțumim pentru prezența în emisiune și sperăm să ne revedem și pe viitor într-un cadru
precum cel de astăzi, în care să ne povestiți amintiri. Amintiri din viața de student, amintiri din viața de profesor, amintiri din viața de rector. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos și eu! Stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Până data viitoare, numai bine! La revedere!